Regretata sportivă Maria Cioncan a fost și în acest an comemorată în municipiul Hunedoara. S-au împlinit 17 ani de la tragica dispariție a atletei care a adus singura medalie olimpică la Hunedoara, cu prilejul Jocurilor Olimpice din 2004 de la Atena. Maria Cioncan a cucerit atunci bronzul în proba de 1500 de metri, fiind prima sportivă legitimată la un club din municipiul Hunedoara, care a obținut o medalie la Jocurile Olimpice. Ca în fiecare an, în 21 ianuarie, Primăria Municipiului Hunedoara a organizat o ceremonie de comemorare a atletei Maria Cioncan. La bustul dedicat regretatei sportive au fost depuse coroane de flori. Atleta Maria Cioncan a decedat la data de 21 ianuarie 2007 într-un accident de mașină în Bulgaria. Se întorcea de la un cantonament în Grecia, când autoturismul pe care îl conducea a părăsit șoseaua și s-a izbit de un copac în apropierea localității Plevna din Bulgaria. În Hunedoara, Maria Cioncan a fost antrenată de profesorul Ștefan Berexazi, cel care a îndrumat-o spre cele mai înalte performanțe. Visul ei și al hunedorenilor era să urce pe podium la Olimpiada de la Beijing din 2008. Din păcate, nu a mai apucat să își îndeplinească acest vis. Maria Cioncan este cetățean de onoare al municipiului Hunedoara, titlu care i-a fost acordat în anul 2004 pentru performanțele sale sportive cu totul deosebite.